Dacă vă imaginați că suntem prin vreo periferie a Ploieștiului, vă înșelați. Suntem chiar în centrul Ploieștiului, în buricul Târgului, la una dintre rușinile acestui oraș. Un loc despre care observatorul ph.ro a mai scris, cândva un simbol al Ploieștiului, fostul Cinema Patria. O mizerie de nedescris, un loc insalubru care a și fost vandalizat undeva spre finele anului trecut, lăsat acum în paragină. Aceasta era calea de acces spre sala de cinema. Din păcate, din câte vedeți, pe lângă mizeria de nedescris de aici și animale moarte, un adevărat focar de infecție. O să facem un scurt tur al acestei clădiri. Puneam cândva un simbol pentru Ploiești, acum aflat în proprietatea RADEF, este acea regie care teoretic se ocupă de filme, practic Dumnezeu știe cu ce se mai ocupă, poate doar cu valorificarea acestor spații, cinematografele din România, care cândva reprezenta un loc de relaxare, un loc unde oamenii își petreceau timpul liber. Ce a ajuns acum? Poate ultimul cinema din Ploiești, exceptându-le pe cele din moluri. Este o bătaie de joc la adresa industriei filmului, poate întregită și de aceste stele în onoarea marilor artiști, Toma Caragiu, Margareta Pogonat, Ștefan Bănică, situate chiar aici la intrarea în cinematograf. Cinema Premiera se numește, undeva prin 2013 acest RADEF, această regie a filmului, a investit câteva sute de mii de lei încercând să transforme vechiul cinematograf, tradiționalul cinematograf Patria, într-un cinema 3D, să fie o alternativă pentru cei care mergeau prin mall. În ce s-a transformat, știți foarte bine. Greu de văzut prin aceste geamuri ce mizerie de nedescris este înăuntru. E bine, se încearcă valorificarea clădirii și primăria municipiului Ploiești a încercat preluarea ei, însă, după cum probabil mulți dintre dumneavoastră știți, aceasta este o clădire cu probleme. Aici a fost și celebrul pub Doroftei, închis cu scandal. Până la urmă, Leonard Doroftei a plecat din țară, ajunsese undeva la stadionul Petrolul, un loc care practic i-a falimentat afacerea. Practic este o clădire cu probleme, după cum vă spuneam. Da, greu de văzut ce e înăuntru, după mizerie, și o să continuăm prin cealaltă parte laterală a rușinii din Ploiești. Însă, ceea ce este de neînțeles, apropo de problema clădirii, care este cu grad de risc seismic, faptul că, deși Leonard Doroftei a fost evacuat de aici, da, după cum observați, alte afaceri se derulează nestingherite în continuare. Nu avem o problemă cu afacerile oamenilor, însă ceea ce s-a întâmplat atunci, exact cu un spațiu din acest bloc, cu grad de risc seismic, tocmai acesta a fost motivul pentru care l-au evacuat pe Leonard Doroftei de aici, ceea ce se întâmplă este strigător la cer. Pentru unii s-a putut, pentru alții nu, mă rog, asta este o cu totul altă afacere. Să revenim la povestea mizeriei de aici, de la fostul cinema Patria. Ganguri insalubre, însă ceea ce veți vedea în spate, și îmi sunt cer scuze încă de pe acum până să ajungem acolo, este o adevărată toaletă publică. Dacă nici ăsta nu este focar de infecție, nu știm ce să mai spunem. Cert este că, vă spuneam, primăria municipiului Ploiești se străduiește în continuare să preia acest spațiu. Din câte am înțeles, au reluat negocierile cu RADEF. Însă acest RADEF ar trebui amendat. Amendat pentru că nu se ocupă, pentru că a lăsat spațiul în paragină. Am să vă arăt de aici, dar oarecum de la distanță. Nu dorim să vă întoarcem stomacul pe dos, pentru că pur și simplu asta se întâmplă. Este un veceu public. A devenit raiul boschetarilor,
să-și fac nevoile aici. Vă spuneam, pe partea cealaltă a clădirii au spart geamurile, au vandalizat. Nu știu dacă mai era ceva de furat dinăuntru, dar imaginea este una absolut dezolantă. Atâta mizerie într-un centru de oraș, așa cum se dorește Ploieștiul, greu să întâlnești. Cam atât. Sunt recomandările celor care ne urmăresc să facem transmisiuni live și de pe străzile din Ploiești, de unde marcajele rutiere au dispărut. Asta ca să ieșim un pic din context. Evident că vom face și astfel de materiale, însă din câte observați, vremea nu permite refacerea marcajelor rutiere și ar fi o cheltuială inutilă să se încerce acum. Din câte am înțeles, se va relua la primăvară, dar vom reveni asupra acestui subiect. Încercăm să ne interesăm în continuare ce se întâmplă cu această rușine a Ploieștiului și cât va mai rămâne în acest stadiu. Detalii încurând pe observatorul pe h.ro.